Pe scurt, n-am dormit toată noaptea. Era duminică, mâine la școală, e ora 11 și 30 de minute și trebuie să mă culc. Dar mai joc în Fortnite și merg la culcare. Am jucat un pic, am pierdut, am stins calculatorul și deja era ora 12 și 10 minute. Mi-am pus alarma la 7 și m-am culcat, dar nici de cum nu puteam să adorm. Și am început să fac mișcările secrete pentru a adormi. M-am lăsat pe spate, pe burtă, pe o parte, pe cealaltă parte, nu pot să adorm și gata. La un moment am înțeles că trebuie să mănânc ceva, că mor de foame. Am mers la bucătărie, lumina era aprinsă, când am intrat la bucătărie, am înțeles că în casă e ceva paranormal. Toate obiectele erau pe jos aruncate, un pic m-am speriat și am fugit la mine în cameră. M-am ascuns în dulap, am stat 10 minute, iar stomacul era a mânca, în sfârșit foamea a fost mai presus ca totul. Așa că am decis să mănânc, am mers iarăși la bucătărie, am ridicat totul, ne-am făcut cruce și am mers spre frigider. Am deschis frigiderul, am mâncat o leacă, am închis frigiderul, am băut apă și am stins lumina. Și am luat-o la fugă spre cameră să mă culc. M-am lăsat în pat, am intrat un pic pe Instagram că ochii să obosească și să-mi fie somn. Mă uitam, după care ne-am dat seama că deja au trecut câteva ore. Mâine la școală, dar eu încă nu dorm. La un moment, din altă cameră se aude o voce foarte ciudată, care zice: Motanaș, trezește-te! Trezește-te, trezește-te, hai că trebuie la școală, motanaș, trezește-te! Alarma m-a trezit. Pe scurt, n-am dormit toată noaptea. Prieteni, găsiți unde sunt ascunse logurile Motan Show și scrieți în comentarii la ce minut a apărut. Primul care o să găsească o să apară în următorul video. Iar câștigătorul trecut este acest utilizator. Bravo! Prieteni, nu uitați de like, subscribe și să distribuiți acest video pe rețelele de socializare dacă v-a plăcut acest episod. Miau!